Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Marius Creța și vă invit să urmăriți și în această seară emisiunea În căutarea adevărului. Sunt pe pagina de Facebook și am dat deja distribuire acestui program, așa că dacă doriți puteți să faceți și dumneavoastră același lucru. Vrem ca emisiunea pe care noi avem aici și care ajunge spre dumneavoastră prin intermediul internetului să ajungă la cât mai mulți oameni. Suntem într-o perioadă în care ne dăm seama fiecare dintre noi că inovația ne marchează realmente viața, ne aduce multe servicii, ne simțim bine atunci când putem să vedem pe cineva care a plecat departe de noi, să-l putem vedea live, să putem sta de vorbă cu el, să nu ne împiedice nimeni să facem lucrul acesta. În același timp, atunci când inovația ne afectează cumva libertatea, ne simțim nesiguri că cineva ar putea să ne verifice, să știe ce facem noi în realitate și apoi să producă anumite lucruri în raport cu noi, atunci parcă nu mai suntem atât de bucuroși și ne punem niște semne de întrebare. Într-un asemenea context, ne propunem să vorbim despre religie într-o lume schimbătoare. Într-o lume în care foarte multe lucruri se mișcă în mai multe direcții, în care crizele sunt la ordinea zilei, ne întrebăm ce înseamnă religia și ce impact ar trebui să aibă religia într-o asemenea societate. Revin spunându-vă că ne face mare bucurie dacă veți distribui dumneavoastră această emisiune în grupurile din care faceți parte și vă mulțumesc pentru această anticipat, cât și pe pagina dumneavoastră, pe pagina personală pe care o aveți. Împreună cu mine în această seară este domnul dr. Marian Gheorghe Simion. Bună seara și bine ați venit la 7 TV și la emisiunea În căutarea adevărului. Bună seara, bine v-am găsit și înainte de a continua discuția, vreau să menționez că mă aflu în România la invitația Asociației Conștiință și Libertate pentru conferința anuală care are participați la Parlament. La Parlamentul României și în special vreau să adresez un cuvânt de mulțumire domnului Dragoș Mușat, care și anul acesta s-a ocupat de această organizare. Ar vrea să spun pentru cei care ne urmăresc că domnul Marian Simion este profesor la Harvard University din Statele Unite. Pentru noi este o onoare că sunteți cu noi în această seară. Domnule Simion, cum este privită globalizarea astăzi în state? Haideți să plecăm de la societatea în care dumneavoastră locuiți cel mai mult. Care este percepția societății cu privire la globalizare? Cred că în Statele Unite există un nivel mult mai confortabil față de globalizare prin virtutea faptului că Statele Unite este un experiment prin natura ei, prin faptul că este o țară în care au emigrat oameni din diverse locuri, din diverse culturi și care s-au familiarizat, însă sub egida unei culturi anglosaxone care de multe ori în istoria Statelor Unite a impus un sens de conformitate cu cultura anglosaxonă. Deci este o percepție pozitivă? Percepția este și pozitivă și negativă, pentru că globalizarea în sine este un fenomen nou, deoarece întreaga planetă este angajată în acest fenomen care implică și riscuri, dar și oportunități. Se vorbește foarte mult de globalizare. La o simplă căutare pe internet sunt multe opțiuni, însă am observat că se evită o definire a termenului. Dumneavoastră, ce înțelegeți prin globalizare? Globalizarea este un termen nu neapărat vag, dar multitudinea definițiilor este de fapt un fenomen al unor observații individuale, particulare a ceea ce se observă, ceea ce se întâmplă. Poate fi privită din prisma economică, din prisma religioasă, din prisma culturală, din prisma spirituală, din prisma militară. Și orice prismă și orice atentare de a defini ce este globalizarea implică, creează această varietate a definiției. Și definiția este în curs de a fi formulată, termenii uneori sunt folosiți cu precizie, alteori nu. Observ că sunt momente în viața socială, în viața sociopolitică, când marile puteri se întrunesc
și pun la cale tot ceea ce se va întâmpla sau ce își doresc să se întâmple în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, dar în asemenea ocazii sunt manifestanți care vin împotriva globalizării și spun că nu sunt de acord. Și totuși, noi ne dorim, pe de altă parte, ca distanțele să nu mai existe între noi, să putem comunica cu ușurință, să ne putem găsi un loc de muncă oriunde ne-am duce în lumea aceasta. Am vrea o lume în care să ne simțim și în siguranță și să ne mișcăm și foarte repede. Cum spunem în Statele Unite, to have the cake and eat it also. Adică să avem prăjitura, să ne uităm la ea, dar să o și consumăm. Exact. Un profesor de la Universitatea Princeton, Richard Falk, a scris o carte în care spunea că globalizarea în felul în care se petrece este o globalizare de deasupra. Iar ceea ce înseamnă că este o globalizare controlată de interesele economice, de interesele unei piețe libere, laissez-faire, și care de multe ori se manifestă ca un tăvălug vis-a-vis de culturile particulare. Vedem chiar în industria alimentară cum un gen de un hibrid încearcă să elimine varietatea care există, care este nativă locului. Se încearcă cumva o uniformizare? Nu neapărat uniformizare. Cred că e mai mult o problemă de simplificare a sistemului economic, de a-l pune într-o manieră de a funcționa mai repede, mai bine. Principiul eficienței economice, cred că este cauza principală care adesea este privită ca fiind o conspirație aproape. Dar cred că eficiența economică este cea care impune un anumit tip, pentru că, la urma urmei, profitul contează. Este adevărat. În același timp, însă, în statistici se vorbește foarte mult de problema sărăciei, faptul că, deși am trecut prin multe experiențe în istorie, am trecut prin războaie, parcă n-am învățat nimic. Este tot nedreptate, tot cei bogați conduc lumea, iar cei care sunt în nevoie suferă în continuare. Cum comentați o asemenea perspectivă? Progresul social este evident. Acum, este, în anumite cazuri, este vorba de a vedea paharul jumătate gol sau jumătate plin, dar sunt anumite zone defavorizate în care globalizarea, asupra căreia globalizarea a avut mai multe efecte negative, în sensul că, de exemplu, resursele naturale au fost exploatate fără ca cei care le-au exploatat să investească și în bunăstarea localnicilor. Exact cum vedem cazul Ruandei și, în general, Africa Centrală. Toate căile de acces, toate căile ferate nu sunt făcute ca să simplifice viața celor care trăiesc acolo, ci ca să aducă minereul cât mai repede, cât mai ușor către port, de unde să fie exportat către Europa. Iată un aspect negativ al globalizării. Un aspect negativ globalizării, dar aspectele negative ale globalizării includ și aspectul identității. Este o frică de pierderea identității care domină aceste sentimente împotriva globalizării. Pentru că vedem din ce în ce anumite produse domină și anumite tipare comportamentale încep să se impună peste tot în lume. Și asta creează teama de pierderea identității. Noi aici, la emisiunea În căutarea adevărului, căutăm să vedem exact care sunt implicațiile practice. În ultimă instanță, ceea ce spuneți dumneavoastră înseamnă ceva bun pentru societate, pentru individ, sau mergem într-o direcție greșită? Nu cred că mergem nici într-o direcție prea bună, dar nici într-una greșită. Este un proces de negociere.
aspectelor pozitive și mai și negative, ale aspectelor bune și mai puțin bune, pentru că globalizarea conduce către cunoaștere reciprocă, socializare, reumanizare, mai ales că avem și mijloacele de comunicare care practic ne arată ce se întâmplă în timp real în anumite zone, să zicem, defavorizate, și societatea globală poate să intervină, poate să aibă un cuvânt de spus, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Deci există oportunități de, și de a-l ajuta pe cel sărac. Se întâmplă un dezastru. Există și o expunere la anumite riscuri. Care ar fi riscurile pe care le aduce globalizarea? Riscurile care, la care duce globalizarea ar fi cele de nuanță a identității, cele legate de felul în care funcționează societatea, de valorile pe care o anumită societate le are și la care ține, valorile culturale, spirituale, valorile morale, așa cum fiecare societate împarte și le definește. Și cred că această schimbare care o vedem în cadrul societății e o schimbare prea rapidă pentru confortul psihologic și cultural al societății de a se adapta. Spuneți că suntem surprinși realmente ce se întâmplă. Suntem surprinși realmente. E o rapiditate a schimbărilor. Da, suntem probabil de vârste apropiate și putem face o comparație cu tehnologia anilor 80 și tehnologia de acum. Exact. Și cât noi, ca indivizi, la vârsta pe care o avem, încercăm să ținem pasul cu tehnologia, cu felul în care comunicăm, în special acum fiind luați cu asalt de noua generație de millennials, care au alt gen de comunicare, alt gen de socializare, și aceste schimbări au loc prea repede pentru noi, și aceasta creează și un sentiment de nesiguranță, pentru că nu știm, nu putem să absorbim atât de repede niște riscuri care pot să fie acolo și pe care noi să nu le vedem. Revin puțin la ce ați afirmat mai devreme referitor la identitate. În realitate se dorește prin globalizare o diminuare a identității naționale și a identității individului? Cred că nu este neapărat o conspirație de a... Nu discutăm despre conspirație. Dacă cumva e o direcție spre care se tinde. Probabil numai în cazul în care o anumită cultură se opune intereselor economice, atunci interesele economice caută să nu neapărat să elimine, dar să reducă influența care stopează eficiența, care stopează productivitatea, care stopează sau încetinește acest schimb dintre bunuri și servicii. Ei bine, haideți să facem un pas mai departe și să vedem în acest context pe care l-am creionat până acum vis-a-vis de globalizare, de oportunități, dar și de riscuri, într-o lume care totuși se încearcă a fi foarte bine conectată, cel puțin tehnologic. Aș întreba foarte direct, care este rolul religiei într-un asemenea context? Rolul religiei este un rol cheie, pentru că religia este un factor de echilibru în societate. De fapt, pârghia morală a culturii române a fost aceea de frică de Dumnezeu și rușine față de oameni, care sunt componente esențiale ale religiei. Dar religia, asta înseamnă membrii societății. Și dacă societatea trece prin această transformare, nolens volens, și religia trece prin această transformare, și este un experiment dificil pentru religie, mai ales pentru o religie organizată care are o tradiție robustă, care are un ritual robust pe care
este dificil să-l modifice sau să-l adapteze noilor condiții. Eu cred că răspunsurile pe care religia trebuie să o aibă sau ar fi bine să o aibă, este de adaptare la schimbare, de regândire a ordinii interioare a religiei organizate, de funcționalitate internă și de felul în care se manifestă public. Hey, vorbiți despre o regândire a ordinii interioare, ceea ce tradus înseamnă o reașezare a lucrurilor în interiorul bisericii, de exemplu. Da, da. Mai exact la ce vă referiți? Ca orice casă, orice casă și are regulile proprii. Și dacă o casă, știți vorba, casa nemăturată, musafire așteaptă. În momentul în care lucrurile nu sunt în ordine în interior, acestea devin vizibile și în exterior, în privința prezenței publice. Și cred că mă refer aici mai mult la o recalibrare a resurselor umane, promovarea valorilor care să fie capabile să se adapteze contextului în care trăim. Mă refer la tinerii lideri religioși din interiorul religiei respective. Dar dincolo de aceasta, eu cred că este necesară și o schimbare de paradigmă, pentru că, de exemplu, nu neapărat minorități, cultele religioase în general, în special creștinii, să zicem din România, au operat printr-o paradigmă a competiției. Cred că a venit vremea să trecem de la competiție la cooperare, pentru că am văzut anumite efecte interesante cu referendumul, din care cred că fiecare biserică, nu știm dacă a avut de pierdut, dar a fost pusă în situația de a-și regândi rolul în societate, rolul, felul în care comunică cu celelalte religii. Ar fi foarte bine să se întâmple lucrul acesta. Cred că dacă trebuie să se întâmple, că dacă nu se întâmplă, atunci se tinde probabil către o implozie, către pierderea legăturii dintre instituție și credincios, pierderea credinciosului. Aici eu văd o problemă destul de complicată vis-a-vis de această interconectare a lumii noastre. Faptul că tânărul, adultul, chiar și vârstnicul, oamenii au în general acces la foarte multe informații, chiar în domeniul religios. Da. Și pot să vadă alte modele de închinare, o altă filozofie a vieții, da, nu total diferită de cea pe care o au, dar văd niște nuanțe. Aceste nuanțe, în opinia dumneavoastră, pot să facă bine sau mai degrabă fac rău? Depinde cum este folosită această informație, dar cred că este o oportunitate pentru religie, în special pentru liderii religioși, de a-și înțelege propria religie, de a-și înțelege propria misiune și de a fi pregătiți să răspundă unor astfel de întrebări. Și în același timp și de a fi un ghid moral, pentru că cunoaștere nu înseamnă neapărat înțelepciune. Putem să cunoaștem foarte multe lucruri, să asimilăm, să avem informația, dar să nu știm ce să facem cu ea. Înțelepciune este abilitatea de a discerne între ceea ce este esențial și neesențial, ceea ce este important și neimportant, ceea ce dă sens vieții sau nu dă sens vieții. Aici este crucială prezența liderului spiritual de a servi ghid, drept ghid, pentru că avem acces la informație, dar trebuie să știm și ce să facem cu ea. Mă invit acum să facem un mic exercițiu. Sunteți în fața studenților. Da. Și un student vă adresează o întrebare directă, cerându-vă să radiografiați cumva societatea contemporană. Ce ați spune despre societatea în care trăim noi astăzi? Într-un cuvânt? Sau în mai multe?
E o societate confuză. Din motivul despre care am discutat, adică unul dintre motivele principale, nu putem ține pasul cu rapiditatea schimbării și creează această stare de confuzie. De fapt, este un fenomen global și în căutare de siguranță ne confruntăm și cu acest proces de polarizare. Distingem cu greutate liderii, suntem impresionați mai mult de demagogi. Ne avem de-a face cu acest fenomen al populismului, care de fapt e un strigăt de ajutor, de reevaluare a priorităților. Și confuzia aceasta e cauzată de anumiți factori. Care sunt factorii acei? Factorii sunt cei de... Dintr-o dată ne-am trezit cu atâta informație, cu atâta... Suntem surprinși de volumul de informație. Suntem surprinși și nu știm ce să facem cu ea. În anii 80, când eram copii, lipsa informației ne dădea frâu liber imaginației. Ne imaginăm că ceva ce se întâmplă, ceva, dar nu știam ce. Acum suntem supra-informați, supra-încărcați cu detalii și cu care nu știm ce să facem. Acesta este un paradox. Este pentru un paradox. Noi, ca ființe umane, dorim să cunoaștem din ce în ce mai mult, avem acces la foarte multă informație și totuși suntem mai confuzi decât înainte. Da, pentru că să luăm internetul. Este plin de informație. Așa este. Este informație internetul. Dar după ce judecăm, cum ne dăm seama dacă este bun sau dacă este rea? Dacă nu avem o pârghie morală. Ajutați-ne să înțelegem. Da. Dacă nu avem anumite criterii pe care le extragem din cultură, din înțelepciunea unei tradiții, indiferent că este tradiția locală sau o tradiție pe care o promutăm din altă parte, dar care a supraviețuit testul istoriei. Vă amintesc dumneavoastră celor care sunteți cu noi în această seară că invitatul nostru este profesor la Universitatea Harvard, este domnul Marian Simion. Vă invit, dacă se poate, să distribuiți această emisiune. Nu uitați, suntem live pe pagina noastră de YouTube, pe canalul de YouTube, cât și pe pagina oficială a7tv.ro. Domnule Simion, în acest context în care societatea se schimbă foarte, foarte mult, este o rapiditate a schimbărilor, unii ar putea să spună că, de fapt, toate acestea sunt cauzate și de niște crize pe care le trăiește societatea și care determină, în final, niște efecte gen confuzie. Pentru că se schimbă atât de multe lucruri, apar crize noi, crizele acestea, în final, duc spre o stare de confuzie. Este societatea contemporană în criză? Da, este supusă unei crize de leadership, crize de modele. Avem aceste tendințe, câți followers are cineva pe Twitter sau pe Facebook, dar suntem într-o criză de leadership. Acest fenomen pe care îl observăm și pe care îl definim drept populism este de fapt o nouă doctrină politică, în sensul că vedem cum apare un nou comportament civic. E o mișcare politică susținută de un set de sentimente foarte bine definite și care, de fapt, a devenit o mișcare transnațională majoră, pentru că vedem același populism în diverse părți ale globului. Însă populismul atinge niște nuanțe sensibile ale ființei umane și realități din societate. Da, este foarte adevărat ce spuneți, pentru că este o oglindire a unei stări de anxietate a societății. Pentru că vedem cum, de pildă, partidele politice de pe mapa mond au eșuat în a adresa această creștere a prăpastiei între învingător și învins. Vorbim de extremități, nu vorbim de linia de mijloc.
centrismul este dat la o parte și vedem că aceste probleme ale societății nu au fost decât abordate de către demagogi care de multe ori au apelat la cele mai josnice tactici de a manevra, tactici politice, pentru a-și obține suportul politic de care au nevoie. Deci vreau să spuneți că populismul e parte din criza societății contemporane. Este o expresie a crizei societății. Este o expresie. Da, da. Și vedem imigrarea, migrarea populației dintr-un loc într-altul. Este un efect al globalizării și care se petrece atât de repede încât destabilizează confortul, afectează identitatea proprie. Și un alt lucru pe care acest populism îl mai scoate în relief este acest strigăt disperat pentru o recunoaștere a valorilor care dau sens vieții. Valori care nu pot să fie neapărat cuantificate și analizate statistic. Și aceasta afectează și percepția noastră față de muncă în sine. Munca obișnuită nu mai este privită ca un act de onoare, iar modul în care oamenii lucrează, respectul social pe care îl primesc în schimbul tipului de muncă pe care o prestează, s-au schimbat datorită inegalității în compensare. Ce înseamnă inegalitate în compensare? Ceea ce înseamnă inegalitate în compensare este faptul că monetizarea s-a polarizat și s-a îndreptat din ce în ce mai mult către persoane aflate la vârful societății. Deci cei din vârf câștigă mult mai bine, mai mult, iar cei de jos suferă. Și societatea în sine a început să acorde prestigiu și recunoaștere socială către persoanele din clasele financiare și profesionale. Deci dumneavoastră spuneți că în societate există o criză, iar expresia acestei crize este chiar populismul. Da. Și ne-ați descris în câteva cuvinte ce înseamnă lucrul acesta. Aș face însă un pas mai departe, încercând să vorbim puțin despre religie și dacă în interiorul religiei și precăderea creștinismului se poate vorbi de o criză în momentul de față. Care este opinia dumneavoastră? În momentul de față, criza principală care se află în interiorul religiei este criza pe care societatea o simte. Spuneți că este o interdependență între societate și religie. Da, pentru că biserica este de fapt un grup de oameni și oamenii trăiesc într-o societate, iar în cazul în care avem de-a face cu o biserică ce se manifestă ca o instituție rigidă și desprinsă de realitățile sociale, atunci este o instituție care se află într-o stare de implozie, care se rupe, care începe să se diminueze ca instituție pentru că își pierde membrii datorită faptului că nu recunoaște situația în care se află și nu se adaptează. Dar unde religia poate să intervină, unde principiile religiei pot interveni, sunt acolo unde avem de-a face cu demnitatea umană. Indiferent că este sărac sau bogat, că este rob sau... în fiecare persoană, după cum învățăm noi creștinii, există chipul lui Dumnezeu și trebuie respectat ca atare. Vreau să spuneți așa, că în societate sunt schimbări, se poate vorbi de criză, ați vorbit despre populism, sunt și niște efecte, este o stare de confuzie cauzată de foarte mulți factori. Pe de altă parte, ne spuneți că în religie, în creștinism și aș merge mai departe, în biserică, cumva se reflectă starea societății. Da. Da, care ar trebui să fie răspunsul religiei, al creștinismului, la ce se întâmplă în societate? Da, răspunsul religiei este acela de leadership, acela de a fi avocatul celui care are nevoie de ajutor. Dar dacă discursul, de exemplu, populist are efect în societate,
atunci e posibil ca același discurs, același tip de discurs să aibă efect și în biserică, la un moment dat. Poate să aibă, însă biserica este o instituție, nivelul de instituționalizare al bisericii este mult mai complex comparativ cu populismul. Avem de-a face cu o structură etică, avem de-a face cu o idee despre lume și viață care este doctrina în sine a religiei, a bisericii. Și avem de-a face și cu prezența unui ritual care este un comportament stilizat, ocazional, specific, care reprezintă un fel de liant, de clei care sudează relația dintre idee și comportamentul față de ideea respectivă. Deci nu putem să spunem că biserica ar putea fi subminată de acest trend de populism, pentru că populismul nu are nicio doctrină clară, nu are nici, îi lipsește ritualul, poate că să fie așa un ritual simplu, un ritual politic care nefiind complex, neavând sens metaforic în spate, dispare repede. Aici, în zona în care noi ne ducem existența, în estul Europei, mișcările naționaliste încep să aibă un cuvânt din ce în ce mai greu de spus. Se vorbește foarte mult de identitate națională. S-au făcut chiar și niște studii. Doamna Mălina Voicu, sociologa în Vestatea din București, a realizat un sondaj în 30 de țări europene și a ajuns la mai multe concluzii. Una dintre concluzii spune așa: când o națiune este majoritar de o anumită confesiune, religia și naționalismul se consolidează reciproc. Cu alte cuvinte, atunci când într-o țară există o religie majoritară, și naționalismul este mai puternic. Cum comentați aceste studii și această concluzie a doamnei Mălina Voicu? Să zicem, este un efect al marketingului religios. Este strict marketing, aici spuneți. Da. Relația dintre religie și naționalism este o relație interesantă și aș vrea să le iau pe rând. Ce este naționalismul? Au existat trei tendințe generale de a înțelege, de a defini naționalismul, exact cum încercăm să definim acum globalizarea. La fel, au fost încercări. Unii au spus, au fost trei încercări. Unii au fost primordialiști, ceilalți care au venit după au fost perennialiști și cel de-al treilea grup sunt constructiviștii. Primordialiștii au spus că de fapt, societatea umană, imediat ce a depășit starea de primitivism, de comună primitivă, s-a organizat într-o națiune. Au fost evident niște definiri exagerate ale naționalismului. Ar fi vorba aici de o formă incipientă de organizare. Da, nu, dar o trecere direct de la comuna primitivă la națiune. Națiune, da. Ceilalți perennialiști au spus că, de fapt, națiunea este un fenomen etern, dar care capătă diverse forme în diverse contexte istorice și culturale. Cel de-al treilea grup sunt constructiviștii, care, practic, e forma modernă de definire a națiunii, de construire a identității în contextul post-vestfalian, după pacea de la Vestfalia. Și aici avem probabil cea mai bună definiție, cea oferită de Benedict Anderson, care a definit națiunea ca fiind o comunitate politică, imaginată, limitată și suverană. O comunitate politică este faptul că trăim într-un polis, într-o societate, într-un oraș, să zicem, unde interacționăm și trebuie să interacționăm după anumite reguli pe care le înțelegem, una dintre ele fiind regula termenilor pe care îi folosim, adică limbajul, și aici avem crearea dicționarului și a gramaticii. E specificul național, în specificul național, da. Este imaginată pentru faptul că în contextul naționalismului noi
noi ne imaginăm că practic suntem parte dintr-o familie. Este limitată la un teritoriu și o anumită înțelegere de sine, pentru că, spre deosebire de religie care caută să convertească pe toți la religia respectivă, naționalismul nu face acest lucru. Conservă mai degrabă. Conservă și elimină. Nu știu dacă ați văzut acel film grecesc, nu știu cum l-au tradus în română, în engleză se spune My Big Fat Greek Wedding. E unul care are un tricou, așa. Zice că în lume există două feluri de persoane, grecii și cei care și-ar dori să fie greci. Deci aici avem starea de limită a națiunii și suverana, pentru că națiunea trebuie să-și aleagă propriu, să aibă propriu conducător și să nu fie condusă de o altă națiune din exteriorul teritoriului. Observ aici o tensiune și vă rog să ne ajutați, da. Încerc să mă pun în locul celor care ne urmăresc, între globalizare, da, în care vorbim de o nouă ordine mondială, de o economie mondială, de o bancă mondială, de o politică mondială și așa mai departe, și națiune, în care noi conservăm ceea ce este național, limba, teritoriul, tradițiile pe care le avem. Cum ajung să se armonizeze cele două realități? Sau e posibilă o armonizare a lor? O încercare de armonizare a făcut-o însăși biserica. pentru că, cel puțin în lumea ortodoxă, pe de-o parte vedem biserica comportându-se ca o cutie de rezonanță a statului național, iar pe de altă parte condamnă statul național, pentru că biserica se vede dincolo de națiune, nu mai există rob sau om liber. Cum spunea Apostolul Pavel, nu mai există grec sau evreu, femeie sau bărbat, în sensul că toți sunt egali, toți transcend aceste limite de identitate pe care naționalismul le impune. De exemplu, în anul 1872, la Constantinopol, chiar s-a întrunit un sinod la Patriarhie Ecumenică, sinod care a definit filetismul, un fel de definiție paralelă a naționalismului. L-a definit drept erezie și care adesea are manifestări diabolice. Înțeleg din ceea ce spuneți că aici intervine un rol esențial al bisericii, de a modela cumva identitatea națională pentru a nu se merge în anumite direcții greșite spre abuzuri. Această dezbatere între universalismul ortodoxiei, care a fost teza inițială a dezvoltării bisericii creștine din starea primitivă, din starea originară, și de antiteza care a fost creată de acest exclusivism al identității. Deci avem teza-antiteză și ne întâlnim cu un fenomen de sinteză. Și aici avem un teolog ortodox, Dumitru Stăniloae, care a încercat în scrierile politice de înainte de cel de-al doilea război mondial, din perioada interbelică, a încercat să găsească această sinteză între universalism și particularism. Și spunea într-una dintre scrierile sale, a scris o carte, dar a scris foarte multe articole pe care le-a publicat în Sibiu, în Telegraful Român, spunea că națiunile sunt ca niște flori, fiecare floare are parfumul ei, forma ei, rațiunea ei de a exista și Dumnezeu le aduce ploaie peste toate. Aceasta ar fi sinteza. Da, nu doar asta ar fi un prim pas către o sinteză. Sinteza de nuanță teologică pe care a sugerat-o Părintele Stăniloae este aceea ancorată în dogma unirii ipostatice, unirea dintre divin și uman în persoana lui Hristos. La fel există unire ipostatică între universalism și particularism, între ideea de universalitate și de specific uman. Și aici sinteza aceasta
nu poate să aibă decât loc prin recunoașterea diversității și prin o adoptarea unei atitudini de toleranță, de iubire de față de străin, de hegemonie spirituală chiar, de unde spiritul evanghelic este sau trebuie să fie doctrina politică de bază. Nu mai avem foarte multe minute din emisiunea din această seară și aș vrea să încheiem emisiunea prin abordarea câtorva chestiuni practice. Dumneavoastră stați de foarte mult timp în străinătate, locuiți în Statele Unite. Cunoașteți societatea de atunci, de acolo, societatea de aici, din România. Întrebarea mea ar fi următoarea. Ce lipsește în momentul de față poporului român? Dacă este să referim strict la identitatea națiunii noastre. Optimismul. Optimismul. Da. Care este motivul pentru care spuneți lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că, discutând cu oameni, există tendința, nu știu dacă e parte din cultură, probabil a devenit parte din cultură, există această tendință de a te uita la pahar ca fiind jumătate gol. Nu vedem decât rău din societate, nu vedem decât politicieni corupți, nu vedem decât violență, abuzuri, și asta pentru că le vedem la televizor. Și din cât înțeleg, televiziunea dumneavoastră încearcă să arate de fapt parte, o abordare pozitivă. O abordare pozitivă și cred că numai printr-o schimbare de paradigmă a mass mediei, de o abordare pozitivă, cred că putem să începem să schimbăm tonusul social. Maica Tereza, când avea activitatea filantropică în Calcuta, trecea pe lângă oamenii, o sărăcie de nedescris, oameni suferinți, și refuza să se uite la mizerie, vedea o floare cum crește într-o crăpătură de asfalt și se uita, uite ce floare frumoasă. Pentru că de multe ori se spune că ceea ce alegem să vedem devine realitate. Și la urmă ne modelează și pe noi. Și ne modelează și pe noi. Suntem ceea ce gândim, devenim ceea ce gândim. Și dacă vedem și vrem să observăm lucruri care ne demoralizează, atunci numai pe alea le vedem, le replicăm, le împărtășim prietenilor. Domnule Simeon, religia creștină este o religie profund optimistă. Da. Evanghelie. Se promite, Evanghelia ne spune, e o veste bună, e viață, viață veșnică. Da. E posibil ca totuși însumul creștinului să fie pesimism? Și să fie cultivat pesimismul? În esență, nu. Nu e, pentru că, așa cum ați spus, Evanghelie înseamnă veste bună. Însă, dacă nu luăm în serios Evanghelia, atunci trăim pesimismul. Deci soluția ar fi să fim marcați și atenți la... Să fim marcați și să facem un efort să vedem lucrurile bune, pentru că sunt foarte multe lucruri bune. Și pentru că m-ați întrebat de România, sunt plecat de peste 23 de ani din România și văd lucruri foarte bune care s-au întâmplat în România. Și când împărtășesc celor de aici că s-au întâmplat lucruri multe, foarte bune și sunt impresionat, mi se spune, tu nu locuiești aici și nu știi ce rău e aici. Zic, rău sau bine peste tot. Era o fabulă. Se duce un om într-un oraș și întâlnește pe un bătrân la marginea orașului și spune, cum sunt oamenii în orașul ăsta? Zice, păi cum sunt la tine, de unde vii? Oh, la mine sunt răi, sunt invidioși, sunt... Spune bătrânul, așa sunt și aici. Vine altul și întreabă, uite, vreau să vin în orașul ăsta, cum sunt oamenii aici? Păi cum sunt, de unde vin? Oh, sunt oameni buni, sunt oameni generoși. Așa sunt și aici. Ceea ce morala este aceste istorioare este că ceea ce alegem să gândim, ceea ce alegem să trăim, felul în care ne organizăm viața,
este viața pe care o trăim. Taică-mea avea o vorbă, cum îți așterni, așa dormi. Mulțumesc foarte mult și vă aștept și pe altă ocazie la emisiunea În căutarea adevărului. Doamnelor și domnilor, a fost cu noi împreună domnul Marian Simion, locuiește în Statele Unite, dumnealui, profesor la Universitatea Harvard. Noi apreciem că a fost cu noi și în această seară. Dumnealui a spus un lucru foarte, foarte important. Ce lipsește poporului român astăzi? E bine, lipsește optimismul. Vă invit să fim optimiști și să avem speranță în suflet că ceea ce e bine se va multiplica în societate, dar ceea ce este cel mai important, că Dumnezeu este cu noi. O seară bună!